Daniel Kahneman, autorul cărții Thinking Fast and Slow și cel care a câștigat premiul Nobel pentru psihologie aplicată în macroeconomie. Este primul om care a câștigat un premiu Nobel de genul ăsta. Și el a găsit că sunt trei lucruri importante în performanța umană. Unul este timpul petrecut pe practică. Ăsta îl cunoaște toată lumea, cât timp petrești să faci ceea ce lucru la care vrei să devii bun. Al doilea și al treilea însă sunt destul de interesante. Pentru că al doilea este feedback-ul la timp și corect. Ce înseamnă asta? Majoritatea oamenilor au feedback pe obiectivele lor la finalul obiectivelor. Sau dacă mai au o întâlnire să mai vorbească din când în când cum merge, dar întâlnirea în asta subiectivă de cum merge, merge bine, merge și așa, nu se întâmplă absolut nimic. Nu este un feedback corect. Feedback-ul corect este fix pe rezultatele cheie, pe lucruri palpabile, pe cifre, ce s-a întâmplat, ăsta este feedback-ul corect. Adică îl raportăm la lucruri obiective, nu la lucruri subiective, nu la părerea mea. Iar feedback-ul la timp, din nou, nu se întâmplă în companii pentru că nu se face evaluarea la timp. Degeaba faci evaluarea la finalul trimestrului și îi spui ești prost. Păi deja nu mai am ce să mai schimb. Aveam nevoie de feedback-ul ăsta la timp, adică o dată la 2 săptămâni. Iar al treilea lucru critic în performanța umană este un mediu de încredere. Numai cum definește Daniel Kahneman mediu de încredere este puțin diferit față de ce se crede că ar fi un mediu de încredere. Mediu de încredere în perspectiva lui Daniel Kahneman este un mediu în care regulile sunt stabile. Un mediu de încredere este un mediu opusul mediului de încredere este un mediu în care regulile se schimbă de azi pe mâine. Ceea ce vorbeam la întâlnirea trecută despre azi schimbăm, aducem o schimbare, aducem ceva nou, scoatem ceva vechi, într-una, fără să păstrăm mediul de încredere. Dar mediul de încredere într-o companie, prin ce se păstrează? Prin acele reguli care sunt consecvente. Și anume, există niște responsabilități clare. Acele responsabilități contribuie la un mediu de încredere pentru că oamenii sunt evaluați în funcție de acele responsabilități, nu în funcție de cum mă simt eu ca lider. Această constanță în întâlnirile de evaluare, în întâlnirile de evaluare de progres, în întâlnirile de evaluare de performanță, în întâlnirea trimestrială, în bonusări, în avertismente, în toate aceste lucruri, dacă există constanță, acestea creează mediul de încredere. Pentru că, din nou, un mediu de încredere este un mediu în care regulile rămân stabile. Sunt Adrian Dragomir și te aștept în fiecare dimineață de la ora 10 până pe 18 decembrie împreună cu prietenul și partenerul meu Răzvan Căzănescu de la TBF să discutăm despre cum să ne facem afacerile mai predictibile și mai scalabile.